Salariile medicilor gorjeni surprind opinia publică și mass media ori de câte ori remunerațiile celor din sistem sunt făcute publice, oamenii fiind, în general, consternați de sumele mari pe care aceștia le încasează. Asta în condițiile în care actul medical este unul cu carențe, iar șpăgile sunt mereu substanțiale pentru ca un pacient să primească îngrijirile pentru care cotizează în toate părțile, chiar și statului în contul asigurărilor medicale. În aceste condiții, o leafă de 11.000 de lei pe lună poate crea revoltă în mintea unui cetățean de rând care trebuie să facă economii serioase pentru a-și putea permite o operație ce să-i păstreze sănătatea, asta pentru că trebuie să-și cheltuiască pe câștigarea bunăvoinței doctorilor și medicamentele pe care spitalul nu-i le asigură, mai toți banii. În topul celor mai bine plătiți medici din Gorj conduce detașat șefa de la medicină legală, doctorița Claudia Beldean, cu peste 11.000 de lei salariu lunar. Doctorița nu este lider la acest capitol de puțin timp, ci postul său este bine plătit de multă vreme. În 2012, de exemplu, ea câștigând 10.000 de lei pe lună. Și atunci, ca și acum, remunerația medicului a stârnit reacția presei, care a scris mult pe acest subiect. Judecând după cuantumul salariului, este clar că e o afacere să deții această funcție, lucru de care a fost conștientă chiar doctorița în cauză, ce a făcut tot posibilul să nu-și piardă scaunul atunci când acesta îi era în pericol, adică chiar la începutul acestui an. Schimbările intervenite în urmă cu ceva timp în conducerea spitalului au făcut-o pe Claudia Beldean să se teamă pentru postul său de șef de secție, așa că a recurs la o metodă clasică, concediu prelungit în speranța că lucrurile se vor calma până când se va reîntoarce la lucru. Metoda pare să fi funcționat dat fiind faptul că încă ocupă acest post. În ciuda sumei mari de bani pe care o încasează în fiecare lună, doctorița Beldean nu etalează o avere impresionantă, în declarația sa fiind amintite doar un teren intravilan nesemnificativ ca și suprafață și primit prin donație, două case de locuit, din care doar una construită cu proprii bani, și datorii de 12.000 de euro de care o să scape în anul 2018. Singurul semn al bunăstării de care e clar că se bucură datorită lefii pe care o are este o mașină scumpă pe care a achiziționată însă din anul 2008. La morgă nu doar șefa câștigă bine pentru munca prestată, ci și vreo doi subordonații ai săi care primesc fiecare aproape 90 de milioane de lei. La fel de bine este și pentru cei care conduc serviciul de anatomie patologică, unde șeful acestuia primește peste 9.000 de lei, iar un medic primar peste 8.000 de lei. La secția de chirurgie salariul e mai mic, cu aproximativ 1.000 de lei, iar pentru cei de la ATI mai scade cu 1.000. Trebuie menționat că există secții la care salariile șefilor nu depășesc 5.000 de lei, dar asta nu înseamnă că respectivii sunt săraci. Majoritatea celor la care le permite specializarea au făcut averi cu ajutorul cabinetelor private, fiind o adevărată mană cerească faptul că dețin un post în cadrul spitalului. Dintotdeauna pacienții au fost orientați fără jenă spre cabinetele particulare, șpaga pe care o dădeau de obicei în spital, fiind înlocuită cu sumele consistente plătite pentru consultații. Unul dintre medicii la care îi merge de ani de zile foarte bine, neducând lipsă de pacienții nici la spital și nici la cabinetul particular, este șeful secției de cardiologie, Mălăescu Ion. Cu toate astea, conturile sale din bancă dețineau anul trecut doar 11.000 de dolari și 165.000 de lei, iar leafa sa i-a asigurat în 2014 doar 74.000 de lei. Asta oficial, pentru că neoficial, majoritatea medicilor o duc foarte bine, fiind un domeniu în care câștigurile nu sunt tot timpul strict înregistrate, mai ales când vine vorba de atențiile care se dau personalului medical în spitale. În toată această poveste, cel mai prost au pacienții care trebuie să scoată bani din piatră seacă, să plătească serviciile unui medic care oricum primește o mică avere ca salariu.